Bună seara! În Vinerea Mare discutăm despre ideea de sacrificiu. Sacrificiul străbunilor noștri, înaintașilor noștri, maestrilor spirituali, învățaților și însuși a Fiului lui Dumnezeu. Alături de mine se află colega noastră, Minerva, astrolog. Bună seara, Minerva! Bună seara! Bine v-am găsit! Pe Minerva o cunoașteți și din emisiunile pe care le realizează aici la 6 TV. Aș vrea să discutăm astăzi, având în vedere că suntem în Vinerea Mare și vorbim de sacrificiul Fiului lui Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru ca noi să ne înălțăm, să ne apropiem de Tatăl. Învățătura pe care El a transmis-o, o învățătură a iubirii, a depășit momentul istoric și, să zicem, de înțelegere al civilizației de atunci. A fost un inovator, să spunem așa, ca și concept în tot ce înseamnă percepția omului și raportul său cu Dumnezeu. A venit să zdruncine vechile credințe bazate pe sacrificiu, sânge, sacrificiu în special prin jertfele aduse lui Dumnezeu. Și a vorbit omului despre iubire, iubirea Tatălui, a fost un exemplu viu pentru noi toți. Nu doar acest lucru, ci și faptul că el a unificat, a mers pe ideea de Dumnezeu Tatăl, unic, unul, unic, unul născut, el însuși fiind. Deci vorbim despre o conștientizare, dacă vrei, a Divinului din fiecare, dar adus ca principiu universal, ca principiu general, unicul, monoteist. Deci nu te mai risipești în diverse credințe care încă se păstrează, culmea, și în ziua în zilele noastre. Iar ideea de sacrificiu, de creștinism, de cristianism, se regăsește, dacă vrei, pe parcursul celor 2000 de ani, inflexibilă, neschimbată. Este extraordinar, pentru că nu există religie care să nu-și fi schimbat de-a lungul timpului, fie baza ideologică, fie au adus alte argumente și au transces de la ideea de divin unic la ideea de divin multiplu. Iisus rămâne Iisus, El este unsu, El este unul născut al lui Dumnezeu, poate că nu, El a fost. Era deja înainte de a se naște. Să nu uităm că Biblia începe cu la început a fost cuvântul, cu Logosul. Cine este acest cuvânt? Este Logosul. Cu ajutorul Logosului Dumnezeu, până și Dumnezeu a apelat la cuvânt ca să creeze ceea ce vedem în jurul nostru, întreg universul. Reducând această idee la personalitatea lui Iisus și la semnificația mesianică pe care o aduce acesta, Iisus a făcut unul din lucrurile extraordinare. De ce perenitatea acestei religii este dublu milenară? Pentru că El a știut să apeleze ce a făcut. După ce cei 12 discipoli i-a adunat la cina cea de taină, știind că urmează să fie sacrificat pentru noi, pentru oameni, și le-a spus: mergeți și duceți cuvântul lui Dumnezeu. El s-a folosit de acești discipoli care să ducă mesajul mesianic în toate colțurile lumii. Așa s-a împrăștiat creștinismul. A știut să transmită această idee apostolilor, iar apostolii și-au luat sarcina în serios. Să nu uităm, poate cel mai pe mine, care m-a impresionat teribil, povestea apostolului Pavel, care a plecat din Roma, a ieșit pe ascuns și la un moment dat Iisus îi se arată în a 40-a zi de la răstignire și l-a întrebat: încotro te duci, Doamne? Și în momentul în care l-a văzut, Pavel a avut trezirea aia de conștiință și a zis: Doamne, mă duc să mă răstignesc a doua oară după tine. Și s-a întors înapoi ca să-și ducă sacrificiul și el mai departe, adică să lase oamenilor baza pe care s-a construit biserica apostolică, biserica creștină, nu doar apostolică, că ele s-au rupt la 1051 după Marea Schismă. Deci asta semnifică. Dar curajul, să știi că în astrologie semnul peștilor este atribuit sacrificiilor. Ultimele dovezi însă, și cronologic urmând, Hristos de fapt s-ar fi născut acum de Paște,
când noi sărbătorim reînvierea. Și lucrul acesta se regăsește pe două sau trei monezi unice în lume, în care apare pe o parte apare Iisus, iar pe cealaltă parte apare semnul berbecului. Ori acești bani nu se băteau decât atunci când o personalitate anume se năștea, cum făceau cezari în Imperiul Roman și cezarea, să nu uităm că a fost în Orientul apropiat, a fost centrul lumii, exact cum era Roma în Europa, ca centru al Imperiului Roman. Iar ideea asta pe mine mă concordă într-un fel cu ceea ce avea să se întâmple. Să nu uităm că sărbătoarea Paștelui are o derivată foarte veche, pornind de la ideea de Pesah, când Moise a încercat să scoată poporul, și ultima dovadă că este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ pentru faraon a fost cel cu îngerul morții, care a venit și a luat primul născut, iar evreii și-au însemnat deasupra ușii, au făcut un X cu sângele mielului pe care l-au tăiat, că de atunci se spune că se mănâncă miel. Și uite ideea cum a tranșez până la Paștele din zilele noastre, când Paștele creștin, când Iisus avea să fie răstignit, undeva în jurul anului 31-33 era noastră. De ce spun treaba asta? Pentru că mulți cercetători încearcă să demonteze mitul cristianic, mitul nașterii lui Iisus, și să nege existența lui Iisus. Ori părerea mea este că se face cea mai mare prostie odată ce astronomia a venit și a spus clar în anul 2, v-am povestit eu când am fost plecați în excursie la Șinca, v-am povestit de momentul din anul 2 înainte de Hristos, când pe cerul avea loc în semnul leului o conjuncție extraordinară, Soarele cu Jupiter, ceea ce semnifica și cu Mercur, cu Venus, pardon, ceea ce semnifica nașterea unei personalități menite să schimbe fața lumii. Și iată, dacă atâta timp cât există această dovadă astronomică, trebuie să, eu zic că pentru Iisus nu avem nevoie de dovezi, pentru că fiecare îl simte în felul lui. Iar ideea aia de sacrificiu a fost și pentru noi un factor de conduită, dacă vrei, pentru că întotdeauna ne raportăm la Iisus ca la persoana care vine și ne sprijină și ne scoate din toate marile probleme. V-ați întrebat vreodată de ce nu apelăm la El decât atunci când avem probleme? Da, oricum omul de prea mult bine nu-și prea aduce aminte de Dumnezeu. Exact. Asta este și sensul evoluției, că întotdeauna toți cei care au început să o ia pe acest drum al regăsirii, zguduirea, momentul n-a fost unul potrivit, să zic așa, sau unul foarte plăcut, ci din contră, din suferință, omul a încercat să-și găsească alinarea un suport. Și în același timp a găsit și drumul și răspunsul la ceea ce se întâmplă. Însăși, ideea de sacrificiu vorbește despre renunțarea la ceea ce este vechi și la preluarea a ceea ce este nou. Practic, Iisus a fost ultimul care a fost sacrificat. Deci cu El s-a terminat ideea de sacrificiu pentru a te apropia de Tatăl. De Dumnezeu, da. Exact. De a te apropia de divinitate. Este, dacă vreți, și un autodafe, cum spun eu, vis-a-vis, deci credințele care până atunci măcinase toată lumea asta Orientului, care era un conglomerat de etnii, pentru că avem caldeni, avem sumerieni, avem acadieni, deci există egipteni, avem foarte multe popoare în zona aia, încă nu se stabilizase, nu se găsi, erau orașele, cetăți, nu vorbim despre statul ca stat, deși el știa că ținuturile respective prin unirea unor triburi au dat naștere statului. De altfel, primul stat în Orientul apropiat a fost Egiptul, primul stat din lume, zic ei, care este certificat undeva la anul 3750 înainte de Hristos. Deci este pentru prima oară când se vorbește despre ideea de stat și de națiune. După cum vedeți, prin ce au trecut evreii? Poporul evreu a trecut prin calvarul acestui stat, a trecut prin, cum se spun, forjat în acest stat, fiind la dispoziția faraonului,
căzuseră în robir, de unde Iosif venise și dăduse acestui popor o nouă ridicare, o nouă elevare, dacă vrei, și o nouă direcție. Egiptul prospera, iată că de la Iosif, mai departe, două decenii mai târziu, îi găsim pe evrei fiind robi, fiind înrobiți, și din nou se naște o personalitate cum a fost Moise, deși s-a făcut și o analiză psihologică și una chiar structuralistă vis-a-vis de personalitatea lui Moise, foarte interesant. La un moment dat Freud chiar spune într-un eseu, Moise și monoteismul, vorbește despre doi Moise. Și el corelează existența lui Moise cu Amenofis al IV-lea, știut fiind, a fost primul faraon care a încercat să reducă lumea politeistă la lumea monoteistă, la adorarea discului solar, adică la adorarea unui singur zeu, lumina. Și în fond și la urmă urmei însăși Dumnezeu, pentru că nu-l vezi cu trup, este, îl simți, este energie. Deci Amenofis acum 4.000 de ani gândise acest sistem și este corela viața și perioada respectivă cu existența lui Moise, care pare să că ar fi fost de fapt un general al lui Amenofis, care în perioada în care, după ce a murit Amenofis, a fost răscoala sacerdoților și în momentul acela el a avut conștiința faptului că poporul său era de fapt un popor asuprit, știa, și din momentul ăla se schimbă cum se spune, cu 180 de grade. Ori el susține că nu este posibil ca un om să se schimbe așa dintr-o dată și că de fapt vorbim despre două personaje cu numele de Moise, care, generalul lui Amenofis, care a predat toată și a predat toată știința acelui Moise care a venit și a scos poporul evreu din robie. Deci iată cum cade, e foarte interesant, la modul subtil, cade centrul de greutate, se mută de pe ceea ce însemna robie, ceea ce însemna politeism, pe ceea ce însemna eliberare, însemna monoteism, credința într-un singur Dumnezeu. Dar oare transformarea asta de personalitate, așa cum este percepută, nu cumva vine tocmai dintr-o trăire și o conștientizare profundă? Că eu am întâlnit persoane care se schimbă la 180 de grade după astfel de experiențe extraordinare. Dacă Freud ar fi trăit în zilele noastre, spune că nu mai vorbea de doi Moise, ci era o singură persoană. Persoana care spui tu, care conștientizează de fapt care sunt adevăratele valori. Exact. Ca și povestea aceea, nu luăm, când ne spun oamenilor, nu vă mai bateți pentru bunurile materiale, că nu luăm nimic cu noi dincolo. Vrem să trăim. Ca să trăim ai nevoie de ce? De o sursă de subzidență. Pentru asta te bați și Dumnezeu îți dă putere să duci la capăt, într-un fel sau altul, să duci lupta asta perpetuos. Și eu am simțit-o, vreau să spun, în ultimii 6 ani din plin. Și am spus, niciodată n-am simțit, dacă la 25 de ani, când baba îmi spunea, hai fată și tu la biserică, mergeam, nu spun că nu mergeam, dar aveam momente când spuneam, lasă-mă, o să vină vremea și pentru biserică. Acum te duci către biserică, deja când câștigi experiență, când timpul trece, că de fapt asta ne transformă pe noi ca oameni. Experiența de-a lungul vieții, întâmplările bune sau rele, provoacă mutații care fac să-L cauți pe Dumnezeu atunci când ești copt la minte, cum zic bătrânii noștri în Banat, atunci când ești pregătit de fapt pentru a asimila noile cunoștințe și pentru a face saltul, dacă vrei, saltul acela într-o credință, saltul cuantic, trecerea care se face de la ceea ce este vechi la ceea ce este nou, este exact ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Anul acesta este un an de foarte multe schimbări, la toate nivelurile, structurale, dacă vrei. O asemenea schimbare a fost și aceea când l-am preluat pe Hristos și cam după 40 de ani, cam toți oamenii încep să se întoarcă spre Hristos așa cu adevărat, cu tot sufletul și către Dumnezeu, să perceapă ideea de unicitate și de unitate și de sacrificiu, că în fond și la urma urmei sângele lui, cum se spune că poporul evreu a spus în momentul în care a fost crucificat, sângele lui asupra noastră și asupra poporului nostru să fie, uitați-vă de-a lungul istoriei evreilor, ce popor oprimat și ce probleme au avut de-a lungul istoriei, culminând cu momentul celui de-al doilea război mondial.
de sângele nostru și asupra noastră și asupra sângele lui, asupra noastră și asupra copiilor noștri să fie. Uitați-vă vorba ce a făcut și unde i-a condamnat la o karmă de 2000 de ani care încă nu este gata, pentru că noi știm foarte bine ce se întâmplă așa acolo și în zilele noastre. M-am dus pe urmele pentru că vreau să caut, apropo de ideea de sacrificiu, nu știu dacă toată lumea știe, nu exista crucea în sată, mai târziu a venit crucea pe care el a fost răstignit și are origine în Egipt, în religia egipteană. Este crucea care semnifică viața, ansa, care vine cu absorția când te ridici, te duci în planul de jos, în lumea subterană. Ce este iadul? Este purificarea și pe urmă trebuie să te ridici, să treci, cum spunea Dante, prin acel purgatoriu care, ca să ajungi să cunoști lumina, să te ridici în planul de sus. Ei bine, pe această cruce, Iisus la început era semnificat cu un miel după gât. Deci nu era doar așa cum îl vedeam noi sau, și în ce se regăsește această semnificație? În ideea de păstor. Păi el ce face? Păstorește sufletele. Unde se duc toate sufletele astea? În marele suflet universal. Înseamnă că Iisus este, trebuie să-l privim ca pe un mare suflet universal și din punct de vedere astrologic și psihologic, legătura cu planul conștientului și subconștientului este fantastic de puternică. Sunt oameni, channeling-ul. Channeling-ul nu este altceva decât legătura care se face cu subconștientul colectiv, de unde vine informația, pentru că există, trebuie să vă închipuiți acest suflet infinit ca pe un soi de calculator imens, ca pe o bază de date imensă la care noi ne conectăm, fiecare dintre noi se conectează. Primește informațiile fie în stare de somn, pentru că una din formulele cu care lucrează psihologia și cu care lucra și Freud și Jung era analiza viselor. La un moment dat, până s-a ajuns la ideea sincronicității și arhetip. Ei bine, și oameni și în ziua de astăzi primesc mesaje în timpul somnului, trebuie să știi să le decodifici. Nu întâmplător din bătrâni se spune că atunci când visezi că îți cade un dinte sau îți moare cineva apropiat. În traducere, hai să zicem psihologică, se întâmplă un lucru neplăcut, ești stresat de ceva din existența ta, ceva pe care trebuie să-l elimini, de care să scapi ca să poți să începi. E, așa ne întoarcem din nou la ideea de sacrificiu. Hristos a venit să dea la o parte ce a fost vechi, s-a sacrificat, ne-a scos pe noi la lumină păcatul, adamitul ăla acolo, că se spune că sângele lui a căzut, crucea ar fi fost deasupra mormântului unde se aflau oasele lui Adam și Eva și că sângele lui, sângele care a curs pe oasele respective, ideea sapiențială este fantastică și ne-a absolvit prin sângele lui, a atenuat păcatul primordial. Da, aici vorbeai mai devreme de că Dumnezeu este de fapt o formă de energie, dar uite cum a tradus mintea noastră, da. Și ce a înțeles omul când spune că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a înțeles că pe Dumnezeu trebuie să-l reprezinți în icoane după tot formă umanoidă și cam la aici s-a rezumat totul și intenționat s-a rezumat doar la aspectul ăsta, asemănarea la nivel fizic. Și iată cât de mult ne condiționăm noi de aspectele fizice și cât de mult ne pierd în fel de fel de manevre de a căuta tot timpul să îndeplinim anumite ritualuri sau să ne legăm de anumite obiecte sau de anumite idei preconcepute pe care vrem să le păstrăm cu sfințenie, crezând că astfel ajungi la mântuire și că în felul acesta ești absolvit de păcate și așa mai departe. Dar uităm de esență, că de fapt Dumnezeu ne-a creat, da, după chipul și asemănarea sa energetică. Deci altceva. Este vorba de sufletul nostru și nu exact, de materia noastră. Nu de materie. Iar Iisus când a venit a venit ca pildă vie, nu ca să fie doar înrămat și pus acolo ca etalon, dar știi, numai lui este permis sau numai el poate să facă. El a spus că acestea și mai multe decât acestea veți putea face. Mergem prin similaritate, hai să mergem în hinduism, în budism mai precis. Buddha, care a fost fiul de rege, deci el a renunțat la tot luxul, la toată frumusețea când a văzut un om mort. El până la vârsta de 28-29 de ani, el n-a știut
că omul moare. El a fost convins de nemurirea lui, pentru că asta era ideea care îi se cultiva. El nu trecuse dincolo de porțile luxului și ale strălucirii. Momentul, i-am zis că partea aia, când el a ieșit pe parte și a văzut ce este dincolo, de fapt este momentul de trezire la realitate. Atunci a văzut pentru prima oară un om care era ars pe ruc și a întrebat ce se întâmplă. Păi omul a murit și el pleacă mai departe, la zei, să zicem, e o formulare. Și asta pentru el a fost ca un duș cu apă rece. Cum adică noi nu suntem nemuritori? Nu. Și atunci și-a început să lepăda de tot ce a fost. A înțeles că, de fapt, omul se naște pentru cu totul altceva. Trăiește și moare și sfârșește sacrificat într-un final, fiind otrăvit la 83 de ani de însăși unul din discipoli. Iată un alt sacrificat. Sacrificat la modul ăsta, să ne gândim la Mitra, din religia mitraică, cult care nu se mai practică acum decât în zona Iranului, în partea parsă, dar sunt în diverse locuri din lume care încă se mai practică cultul focului și purificării, pentru că focul este cel care purifică. Dacă ne ducem la origini, să vedem ce semnificație are din punct de vedere religioasă apa și focul, păi poți să te purifici nu doar prin, și prin pământ te purifici, pentru că există botez cu pământ acolo unde nu există apă. Știu, da. Deci poți să botezi cu în pământ. În caz de extremă urgență, exact. Țăranii noștri știau că dacă o apucau momentul facerii femei la câmp și vedea că copilul nu năștea are șanse, la roata carului și vedea că copilul îl boteza cu țărâna care exact era în acolo. Noi ne-am obișnuit cu purificarea prin apă. Nu întâmplător se spune că atunci când ai o mare problemă și ești extrem de trist, îți pui nisip în pământ în cap, nisip în cap. Păi de ce ți-l pui în cap? Încerci să te purifici, să scăzi. Ce înseamnă baia într-un final, abluțiunea, spălarea? Ne spălăm de toate energiile și de toate lucrurile rele care le-am petrecut până în acel moment. Asta este ritualul spălării, care s-a transformat într-un act de igienă într-un final pentru noi. Dar da, uite, și mai este, avem și purificarea cu aerul. Maria și asceți o fac în India, cei care hrana pranică are legătură cu aerul. Sunt asceți care n-au mâncat de ani de zile, dar se hrănesc cu soarele, cu strălucirea, cu aerul. Că pe haina din nou a creștinătății o primim tot prin taina botezului, se află tot prin apă. Prin apă, dar da. La începutul emisiunii ai spus un lucru foarte interesant legat de data nașterii lui Hristos. Hai să lămurim încă un aspect. Noi în lumea asta trăim convențional. Ne creăm anumite convenții pe care mintea noastră le poate accepta, așa cum și timpul când împărțim în trecut, prezent și viitor, așa cum ne legăm de anumite ritualuri sau obiceiuri la un anumit moment, dar iată că în momentul de față au apărut mai multe voci care spun că, domnule, hai să ne gândim, noi creștinii ortodoxi avem cu 2 săptămâni decalaj față de creștinii ortodoxi părit vechi. Da? Ca să nu mai vorbim de catolici și așa mai departe. Haideți să vorbim după pauză. Da, o să vorbim după pauză legat de acest aspect. Revenim și înainte de pauză discutam despre convenții, că de fapt fiecare religie situează în momentul nașterii, de exemplu, hai să luăm numai momentul nașterii a lui Iisus, la diverse date. Și până la urmă spui problema, care este cea reală? Noi până la urmă când sărbăm nașterea lui Hristos? Că dacă stăm bine și analizăm, constatăm că de fapt ne rezumăm doar la o trăire anume. La o sărbătoare care a fost impusă exact de câteva sute de ani. Ca să încep cu începutul, vreau să spun că eu am avut un mare dinte multă vreme împotriva lui Constantin cel Mare, ce că a venit și a tăiat Biblia și că a redus-o, a scos texte din ea și da, într-adevăr, omul nu era pregătit la 325-326 pentru informația care exista în Biblie discutând despre treaba asta. El este cel care a instituit ideea cu sacerdoții, cu preoții pe care a chemat toți episcopii care erau în jurisdicția Imperiului Bizantin și au început să discute despre textele vechi. Domnule, ce trebuie să știe omul? Era singurul instrument prin care putea să dea coeziune unei nații, să țină oamenii
să stabilizeze, pentru că era o nebunie generală, era atunci trecerea de la fostul imperiu, se dezmembrase imperiul roman, imperiul bizantin se ridicase, este perioada de strălucire a imperiului bizantin, numai că nu, crimele, omorurile, incestul, toate astea reveniseră deja. Și atunci singurul lucru de a educa și de a păstra într-un fel unicitatea unui grup a fost această idee extraordinară, eu târziu am înțeles, a lui Constantin cel Mare, de a nu da omului decât atât cât este pregătit să primească. El a înțeles, deci pentru un om care a trăit la vremea aia, a înțeles un lucru uluitor, și anume că omul nu poate să ia totul deodată, pentru că o ia razna la care totul deodată, și că el trebuie educat și trebuie format ca să primească informația treptat, exact ca și noi. Sunt unii care o primesc la 20 de ani, sunt unii care o primesc la 60 de ani. Nu toată lumea primește această informație de care vorbeam anterior, când vrea el. Revenind acum la ceea ce discutam înainte, problema cu diferența dintre calendare, aici este o discordie care durează de vreo 500-600 de ani. De ce? Până la 1462 sau 52, de că nu mai știu sigur, a fost calendarul gregorian. Numai că calendarul gregorian era socotit, calculat de matematicieni, este un calendar, de ce îi spune gregorian? Pentru că a fost adoptat în perioada lui Papei Grigore, nu mai știu altcât, iertat, cred că al patrulea, dacă nu mi-aduc eu bine aminte. Era nevoie de un calendar care să dea o anumită topică, apropo de slujbele religioase, când trebuia citită Evanghelia, când erau sărbătoarele religioase. La 1462 sau 92, iertați-mă, dar am atâtea în minte cât datele nu mai, se instituie calendarul Iulian. Papa Iulius al II-lea, contemporan cu Michelangelo, solicită unor matematicieni schimbarea calendarului. De ce? Pentru că calendarul lui Gregorian, ca să fie un an gregorian întreg, îi lipseau 11 zile. Sunt exact cele 11 zile care fac diferența pe calendarul nou, pe calendarul Iulian, între biserica de rit vechi și biserica de rit nou. Adică cea de rit nou și-a asumat calendarul Iulian și merge cu el mai departe, cea de rit vechi a rămas pe calendarul Gregorian și rămân cele 11 zile de diferență care se adună. Uite, de exemplu, de multă lume când am calculat data de naștere a lui Eminescu, pentru că am avut-o făcându-i, ridicându-i acestuia harta, cum spunem noi, a trebuit să adăugăm 11 zile. Lucru pe care l-a făcut și Armand Constantinescu, că de fapt de la el am deprins primele idei legate de astrologie. Citeam unui vecin care era poet, scria o poezie extraordinară, Dumnezeu să-l odihnească, Alexandru Banciu, avea diabet și orbise, vedea foarte greu. Și era mai care îi citeam, stătea și ascăsca în gura la tot ce îmi povestea el despre energii, despre fantome, despre lumea plurii universală, că există mai multe lumi paralele, că nu suntem singuri în univers. Deci el a fost cel care mi-a deschis mintea. Cred că a fost acel mentor de care avea nevoie, ai nevoie la un moment dat, și n-am realizat atunci. Și datorită originii mamei mele, noi am moștenit o bibliotecă foarte mare, printre care aveam foarte multe cărți scoase de editura de la Fras, care edita cărți de spiritualitate, printre care și Cer și Destin al lui Armand Constantinescu. Și citind, acolo am găsit primul horoscop al lui Eminescu. În ziua de astăzi am ajuns și chiar am stat acum 2 săptămâni de vorbă cu cineva care este specializat în eminescologie și l-am rugat și mi-a promis că îmi face o copie după din Biblioteca Academiei. Vreau să știu concret când a scris Căminarul Eminovici că s-a născut fiul său, pentru că aici e o problemă cu datele. Și am zis, atenție, cred că problemele astea cu datele vin de la calendar. Apropo, și ajungem la ceea ce spuneam, unii n-au adunat cele 11 zile ca să actualizeze data de naștere, să o aducă în prezent. Alții au lucrat pe data veche care a fost, și atunci există o mică o disonanță între ceea ce scrie, că ne iese o dată ca și cum el încă nu era născut.
Deci cu două zile, două sau trei zile este diferență. Și mi-a promis domnul respectiv, domnul Horia, că îmi dă această copie ca să pot să fac o hartă, să ridic o hartă actualizată, pentru că există o mare discuție vis-a-vis de ora de naștere. La fel o să mă întrebați, bun, și la ce oră s-a născut Iisus? Că m-am trezit și cu întrebări de genul ăsta. Și dacă ar fi, văzându-l ce a făcut, aș tinde să cred că s-a născut undeva în creștetul zilei. Se spune că cei care se nasc cu soarele în casa a 10-a sau în casa a 9-a, și cu soarele aș tinde să cred în casa a 9-a, cu un ascendent foarte puternic, și posibil ca soarele să fi fost în casa a 9-a, vorbește despre spiritualitate și despre credință. Deci este clar că a avut deschiderea aia și aș tinde să cred că a avut un ascendent în mijlocul cerului în Scorpion. De ce spun treaba asta? Ce spuneam și la pauză, pentru că dintre toate semnele, cele mai senzitive semne sunt semnele de apă, dar cel mai senzitiv semn dintre semnele de apă este Scorpionul. De ce? Pentru că este stăpânul lucrurilor ascunse, lucrurilor care zac în noi, în subconștientul nostru. Și atunci când vine, se întâmplă, este un moment când se fac niște aspecte cu Uranus, că nu întâmplător planetele, noi le spunem planete lente, dar ele au fost intuite din antichitate, doar că omul nu le-a putut vedea cu ochiul liber. De-aia lucrăm cu șapte planete, care sunt planetele vizibile cu ochiul liber, cea mai depărtată fiind Saturn. Dar după aia este Neptun, este Uranus și este Pluto, care au fost descoperite foarte târziu. Pluto, de exemplu, a fost descoperit în 1939. Ba mai mult, acum 7 ani astronomii s-au grăbit să-l descalifice, să spună că nu este o planetă și acum se discută și vor să din nou să-l repună pe Pluto în dreptul că de fapt este planetă. De ce? Pentru că pentru a fi o planetă, să poată fi numită planetă, să se încadreze în clasa planetelor, trebuie să aibă orbită proprie, să aibă proprii sateliți și să nu intersecteze orbita altor planete. Pe când Pluto are o orbită eretică, când îl atinge pe Uranus, când pe Saturn, deci aici, de aici a plecat toată discuția de a fost descalificat, acum din nou vor să-l... Bun, la fel, de ce le-au fost descoperite târziu? De ce? Exact cum a făcut Alexandru, atenție, cum a făcut și Constantin cel Mare. Ele au venit în existența noastră și s-au devoalat atunci când omul a fost pregătit să primească informația de la aceste planete. De ce? Pentru că planetele lente marchează o generație. Noi până în 1791 vorbeam despre noi când ne refeream la astrologie. Iată că au venit aceste planete lente care să explice și ceea ce se întâmplă în exterior și ceea ce se întâmplă unei generații de oameni. Deci Dumnezeu așa le-a rânduit să le primim pe toate puțin câte puțin. Ultima descoperită și ultimul care a făcut în astrologie a culminat este descoperirea lui Chiron în 1977. Până acum foarte puține astrologi s-au ocupat de acest asteroid. Eu am avut surpriza să descoper în astrologia medicală niște lucruri fantastice legate de el și în psihologie. Păi Chiron face foarte multe, nu întâmplător el este semnificat ca o cheie. El este cheia care deschide ușile tainelor pe care încă nu le deținem, dar nu știm să accesăm, nu știm să găsim cheia. Iar Chiron ne obligă să o căutăm și în momentul în care am găsit cheia, descuiem și mister, deschidem poarta misterelor. La fel și Iisus. Noi trebuie să acceptăm cu toată ființa, nu trebuie, acceptăm volens, nolens, că Iisus este în fiecare dintre noi. M-a mai luat cineva de gând. De ce? Pentru că el spunea, dacă ai să ridici piatra aia, ai să mă găsești și acolo. El există în fiecare fir de arbă. El există, el este universul, pentru că el este o sursă inepuizabilă de energie care vine și ne alimentează pe noi. Dar iată că și astrologic, da, discutând, constatăm că trăim niște timpuri foarte interesante. Crezi că a venit momentul, după cum ai făcut tu astrogramele și studiezi astrele, a venit momentul în care oamenilor să le fie revelat adevărul gol-goluț, așa cum e el, pur? Da, pentru că nu întâmplător, din 1924 încoace, au început să apară evangheliile apocrife. Pentru că Biblia conține mai multe evanghelii, nu doar cele patru pe care noi le cunoaștem și care au fost stabilite în conciliu care a avut loc la Constantinopol.
Să nu uităm că au fost capitole legate de reîncarnare scoase la modul intenționat, reîncarnare la care făcea însuși Iisus referire. Tare aș vrea să prindem și noi vremurile astea în care să se spună lucrurile astea în mod public, deschis și să se scoată aceste documente spre analiză, pentru că deja lumea sesizează că e ceva mai mult decât au fost lăsă. Deci am nu citit, mai acceptăm genul ăsta de informație ce limitativă. Ce am putut să accesez și ce am putut să primesc din Evanghelile Apocrife, foarte interesantă, cea Mariei Magdalena, Evanghelia lui după Toma și după Ioan cel Nou, sunt foarte interesante, pentru că arată o serie, fiecare povestește că de fapt ce sunt Evangheliile? E povestea din perspectiva unui personaj care l-a cunoscut pe Iisus. Și el vorbește despre Iisus din ceea ce a simțit el vis-a-vis. Și asta e foarte interesant de cunoscut și de pus în paralel. Revenind însă la ideea că biserica condamnă astrologia sau s-a întâmplat un lucru foarte interesant undeva la mijlocul secolului al XIII-lea. Să știți că Sfinții Părinți au fost mari iubitori de astrologie, pentru că astrologia a fost o știință inițiatică. Dar în momentul în care au apărut șarlatani, au apărut oameni care au început să scoată bani în gro din așa ceva, au spus punct, opriți-vă, punem astrologia la index și ca să o protejeze, nu că nu este adevărat. Și mai ales când în astrologie vorbea despre reîncarnare. Iar se atingea un subiect pe care biserica nu refuza să-l accepte, deși există texte referitoare scoase. Eu aștept și eu momentul acela în care Vaticanul va scoate mai din biblioteca sau cum zic eu, tainițele Vaticanului, vor mai ieși o serie de documente menite să ne deschidă, să aprofundăm ceea ce știm noi despre Iisus. Eram în Italia și mă uitam la... Îi spuneam mamei mele, uite, vezi, dincolo de ușa aia, probabil că există niște trepte care duc la Biblioteca Vaticanului. Pe mine mă zice, și maica mea m-a întrebat, de ce crezi chestia asta? Zic, aș vrea să știu eu ce este acolo. Și până mă zic, tu vezi câte figuri de daci sunt aici, câte statui? Ce da, ne-am dus și la Villa Borghese și ne uitam, domină figurile dacilor. Și iată, trăiesc, deci după 11 ani, trăiesc momentul în care tot mai mulți străini vin să vorbească despre istoria noastră. Și despre importanța noastră în istoria omenirii. Da, a apărut cartea acelei italiene care a pus punctul sare pe rană și a spus atenție că voi ați fost de fapt buricul Europei, nu alții. Limba voastră nu este limba latină, ci latina se trage din limba voastră. Acolo a fost la mine declicul, mai nu se poate. Și... am revenind așa, deci înseamnă că trebuie să citim într-o altă cheie, inclusiv creștinismul în cazul ăsta. Da, trebuie deja să ne schimbăm unghiul de a privi lucrurile, de a ne raporta, să ne dăm seama care este rolul nostru, menirea noastră, care este în esență scopul creierii noastre, pentru că la un moment dat oamenii tot timpul s-au obișnuit să pună pe cineva pe un piedestal acolo sus, acel cineva să-și asume responsabilitatea pentru viața lor. Una, două, când au o supărare, fuga la Doamne, Doamne și Dumnezeu de undeva din afara lor, se leagă de fel de fel de obiceiuri. Spuneam că am fost de curând în martie când a fost echinocțiu, am trecut și pe la Prislop în drum spre cetățile dacice și am fost mai puțin impresionată de modul în care înțeleg unii aș manifesta credința și pe de altă parte ecoul din partea cealaltă, răspunsul la un astfel de comportament, răspunsul din partea bisericii, să zic așa, sau mă rog, a celor care îngrădesc locul respectiv. Adică vine în 2000 de ani Dumnezeu a vorbit despre adevăr, despre trăire autentică. Între timp, omul s-a îndepărtat de esență, găsim fel de fel de artificii, au fost băgate alte reguli peste cele autentice, reale, astfel încât omul este mai concentrat în zilele noastre în a păstra un obicei și un tip de activitate sau este foarte atent la ținută, la... nu știu, fel de fel de alte chestii, decât la momentul sacru al întâlnirii sale cu un loc sfânt, cu mormântul părintelui Arsenie Boca sau cu astele. Deci am trăit
să văd în decursul timpului, merg la frecvent la prislop, am trăit să văd transformările așa, de la un an la altul sau de la lună la lună aproape. În momentul în care a fost prima dată la prislop, era simplu, totul era, parcă intrai în grădina Edenului, când treceai prin poarta aia maramureșeană cioplită la indicațiile părintelui Arsenie Boca, cu foarte multe simboluri populare, simbolul popular, atenție, cu putere de a potența anumite tipuri de energie, deci știa foarte bine și geometrie sacră și asta. Deci când treceam dincolo de poarta aceea, aveam senzația că și cerul este altfel și chiar recomand și celor care treceți pe acolo, după ce treceți din de acea poartă maramureșeană, să vedeți dacă albastru cerului nu este altul. Ai senzația că pătrunzi într-o lume de poveste. Ulterior, după ce spațiul era liber, era pășune liberă, zona spre Saivanul Dacic era neîngrădită, ulterior, acum a apărut sârmă înghimpată, deci gard de sârmă înghimpată care îți delimitează, au apărut un portar care are și un pistol la asta care te atenționează că n-ai voie să treci dincolo de banca asta, deși banca asta nu delimitează un spațiu verde, în partea aia nu-i spațiu verde, este tot o alee care la un moment dat se înfundă într-adevăr într-un gard de sârmă înghimpată. Au apărut fel de fel de afișe, care mai de care, pornind de la varianta umoristică până la aia care te apucă groaza, de la că n-ai voie să filmezi, să fotografiezi, să vorbești la telefon. Iarăși, în interiorul grotei Sfântului Ioan de la Prislop, acolo înainte se puneau flori, te lăsau să pui flori, știu, și s-a prins lumânări. Acum au apărut două afișe, deci nu unul, că unul nu era suficient. Unul în care îți spune civiliza că n-ai voie să mai aprinzi lumânări, dar lângă unul scris și cu greșeli de ortografie, în care îți spune blestem pe cei care aprind lumânări. Și scris lumânări și ăla se vede că persoana respectivă nu prea le are cu limba română. Cert e că s-a produs atâta indignare, oamenii au venit acolo cu sufletul deschis, se așteptau să găsească o atmosferă de mănăstire și s-au trezit că pleacă de acolo ca și cum ar fi o temniță, deci pur și simplu, peste tot numai interzisuri. Din păcate asta am înțeles și se pare că unii, nu neapărat patriarhul, că nu patriarhul conduce acolo, este administratorul la nivel local, ține foarte mult de limita sau dacă vreți, de limitarea credinței, de transformarea unui om, poate intelectual, într-un bigot fără margini, care a înțeles să transforme într-un obiect comercial ceva ce este de altă natură. Este exact ceea ce am trăit, ceea ce spui tu la prislop, într-adevăr așa este, numai că eu mă duc cu un alt gând și întotdeauna eu nu comunic decât cu Arsenie Boca acolo când mă duc, că eu pentru el mă duc. Exact, exact. Nu, și mă duc asta recomand și tuturor. Prefer să nu dorm, deși am posibilitatea să mă cazez, pentru că au făcut și hotel în mănăstire, se poate dormi. Da, știu. Deci un loc. Dar îngrădind, limitând, nu faci decât să tai tot ceea ce înseamnă spirit. Este o experiență dovedită sociologic. De ce noi europenii suntem mai pragmatici și mai legați de planul material decât cei din Orient care dorm sub cerul liber? Pentru simplu motiv că fiind rece, zona climatică, clima a fost cea care ne-a influențat, am ridicat 4 zideri și un acoperiș și în momentul ăla am rupt legătura cu ceea ce este cosmosul. Da, și uite că... Și lucrurile astea se resimt profund în asemenea locuri. Bun, eu înțeleg că nu toată lumea este civilizată. Eu înțeleg că acolo vin oameni de obicei necăjiți și cu anumită... Exact. Și țin să vă anunț că tipul de comportament și gândirea și raportarea la obiceiurile religioase nu ține de diplome sau de pregătirea intelectuală. Pentru că am văzut și intelectuali care respectă așa, în sistemul ăsta de turmă. Ideea e în felul următor. Pe de o parte ar trebui tras un semnal de alarmă și discutați și conștientizați oamenii care merg acolo, că dom'le, nu e neapărat important un gest anume, că te duci acolo ca să te reculegi, e vorba de o trăire, nu neapărat de a face o gestică, neapărat de a ajunge să săruți, dacă nu poți să săruți, că e foarte aglomerat în ultima perioadă, dacă nu poți să ajungi să săruți, măcar te reculegi că ai posibilitatea, ai văzut, la 2 metri de, sau 1 metru de mormânt există spațiul acela înspre pădure, bâncuțe, da, exact, unde există
poți să stai cât vrei tu și în liniște să te, într-adevăr, să te reculești, să înțelegi pentru ce ai ajuns acolo. Aceeași problemă am trăit-o la șinca veche cu tine, când am răbufnit și am zis, domne, cine a făcut tâmpenia de a acoperi, de a acoperi grota? Grota aia este pentru noi, pentru români, are o însemnătate, locul respectiv, extraordinar, pentru că vorbește de rădăcinile noastre. Cât și istorică. Și istoric și spiritual. Și a încercat, bun, n-am nimic împotrivă că au pus crucea și eu sunt creștin, dar nu acoperi ceva ce este menit deschis omenirii. Păi ce faci? Întrerupi comunicarea cu Dumnezeu? Da, turla respectivă, mă rog, acum a rămas cât de cât și... deschisă, plus fenomenul, apropo de cum se transformă lucrurile, că de la o trăire autentică și de la un loc sacru, se ajunge și se degenerează în fel de fel de obiceiuri. Am ajuns să luăm grota la borcan, pentru că se găsește, da, se de vânzare, da, se vând. Nisip din grotă, ți se deci vinde în borcan, am întâlnit și deci eu. Am rămas în magazinul de obiecte bisericești, poți să-ți iei bucata ta de grotă la borcan, după modelul luăm pământ sfânt din Țara Sfântă. Nu știu aia câți pământ o să mai tot exporte, dar la noi aici totuși grota aia la un moment dat este epuizabilă. E calcar, dar... Oricum se sfărâmă datorită acelei intervenții în timp, deja a început să se degradeze față de cum era ea originală și cum îmi povesteau oameni care treceau frecvent cu ani înainte să vină această fundație să amenajeze și să ia în concesiune locul. Și este păcat pentru că, iată, ajungem să punem accent foarte mult toată lumea pe materie și uităm exact spiritul. Dar vorbim despre asta și după o scurtă pauză. Revenim și discutam despre accentul care ar trebui și trăim vremurile astea în care omenirea deja își pune astfel de întrebări și încearcă să separe, domne, ce este autentic, de ce a fost introdus în mod artificial și ce s-a agățat pe baza unei credințe. Și discutam despre fenomenul de la șinca veche, de a pleca cu borcanul de acolo cu șinca veche la pachet. Discutam despre prislop, iar un loc în care înainte nu găseai nici foarte multe cărți sau nu exista acel comerț. Ei, acum încă dinainte de a ajunge la mănăstire s-au dat autorizații și sunt fel de fel de cortulețe cu tot soiul de obiecte, icoane cu părintele, cu mici, cu grătar, toate băgate pe de-a lungul drumului de care destul de îngust. Da. Dar aici știi care e problema? Deci odată să fim noi atenți la modul în care ne raportăm la Dumnezeu și cum tratăm locurile astea, în primul rând nu aruncând bani, deci inclusiv au ajuns să pună, au fost nevoiți datorită comportamentului. Am părut acela, nu vă rugăm, nu mai lăsați banii în grotă sau nu aruncați bani în vale, deci se aruncau bani pur și simplu în pădure. Acum sunt bani, monezi, se poluează tot pârâiașul ăla cu iazul. Eu nu înțeleg că Dumnezeu nu are nevoie de bani și Dumnezeu nu este prestator de servicii la modul ăsta în care îl transformăm noi, în care ia banul și împlinește dorința, da, știi? Ceea ce... automat. Să știi că e o chestie, dacă vrei, ce se întâmpla în urmă cu ani, cu sute de ani, când pelerinii porneau către un loc anume, se obișnuia pentru cel ce vine să-i lași un ban ca să aibă de o bucată de pâine. Ideea este foarte, a fost preluată, a degenerat de fapt în toată povestea aceasta și în ziua de azi cine face celebru drum în Spania, Camilo, vreau să spun că se lasă pentru cel care urmează să vină, îi se lasă și pâine și o sumă, 10 euro, cam asta este suma care se lasă. El Camino este foarte interesant pentru că sunt mai multe trasee și nu te obligă nimeni. Ai doar o perioadă de un număr de kilometri pe care poți să-i faci, poți să-l faci cu grupul cu care pleci, să te poți desprinde, să rămâi, să te reculegi. Este foarte interesantă ideea asta de El Camino și acest El Camino la noi s-a transces, dacă vrei, la sâmbăta, când te duci de la sâmbăta către grota părintelui Arsenie Boca. Da, eu recomand să întâi să ne uităm la drumurile noastre de regăsire, că de asta am pe asta am vrut să vin aici. Da. Pentru că este un drum, dacă vrei, similar cu grota părintelui Arsenie Boca de la sâmbăta, dar și un drum similar, dacă vrei,
cu momentul Silvașul, când te duci Silvașul de jos, când te duci către mănăstire. Dar către orice alt loc, și dacă mergi orice alt loc sfânt, conștient. Asta am vrut să spun, conștient, se construiește un itinerar. Dar apropo de ce îmi spuneai, suntem foarte legați de planul material, asta mi-aduce aminte de o butadă lansată de Nichita Stănescu, că se spune că Alexandru cel Mare este pe patul de moarte și își cheamă generalii să le spună că el va, dar are o mare rugăminte. Care, mărite? Să mă îngropați la margine de drum cu una dreaptă afară și să puneți armata să defileze prin fața mormântului meu. Și generalii surprinși, dar de ce, mărite? Păi să vadă și soldații că nici Alexandru cel Mare, cât a fost el de mare, nu a luat nimic cu el dincolo. Apropo de planul material care ne obsedează, a ajuns o obsesie pentru toată lumea în defavoarea credinței. Nu spun că trebuie să fii bigot, atenție! Nu spun că trebuie să vezi lucrurile numai așa, dar întreabă-te puțin și despre existența ta. Mai filtrează despre... și informația. Exact, informație, acum curge informația, mamă, gârlă la noi. Noi suntem o țară, prin ascendentul învărsător, extrem de deschisă către și cu casa de spiritualitate pe Scorpion, pentru că avem mijlocul cerului însăgetător, iar casa nouă este pe Scorpion, foarte deschiși, de aia și sunt foarte mulți astrologi și foarte mulți vindecători aici. Da, de aia. Uită-te la Rusia, care e țară vărsător, care la fel are și-au făcut. De ce nu vrem și noi să ne facem un nume din treaba asta? Dar nu trebuie neapărat un nume, dar să ne deschidem ca lumea să priceapă și noi să ne înțelegem pe noi mai întâi, înainte de a-l arăta pe celălalt cu degetul. Da, și uite aici... Și că pentru că dispare ideea de sacrificiu. Da, și la urma urmei. Știi ce am sesizat? Există o tendință de a se sacrifica tot ce a fost precreștin din istoria noastră, așezăm minte tot, se confiscă sau se acaparează într-un fel de noua religie, dar... Bun, e perfect că locul într-un fel își păstrează destinația sacră, până într-un punct e ok, dar nu băga o cruce sau nu distruge însemnele care au fost la șinca veche, originale, da, nedeșifrate și care au fost rașchetate, nu distruge yin și yang-ul din hexagramă. Sunt aspecte care vorbesc de o informație primordială, care odată distruse ele nu mai ai cum să iar, mai reconstitui un trecut al tău. Simbolul, în afară de simbolul yin și yang de la șinca veche, mai există un simbol. Există steaua lui David, care trebuie luată ca atare și care este un simbol al ezoterismului. Deci alea n-au fost desenate acolo întâmplător. Mai mult, pentru mine, care sunt pasionată de antropologia culturală, pentru mine vorbește de o interferență de culturi aici, la noi, în România. Deci se întâlnesc, la șinca veche se întâlnesc, este o răscruce de mari drumuri. Se întâlnește Orientul cu Occidentul. Și nu, unde? În Vatra? Și nu cred că este singurul loc din țară unde găsim simbolurile astea. Sunt complexe rupestre și în zona Buzăului. Uite, și Lămăiești, Țara Luanei. Da, exact. Sau Cetățuia cu icoana pictată de Apostolul Luca. Avem aici foarte multe locuri. Important este, hai să nu ne sacrificăm străbunii în ideea de un creștinism din ăsta impus, bigot, impus, da, exact, da. Și că nu numele una este ideea de sacrificiu cristic, exact, și alta este ideea sacrificiului istoriei noastre. Da, așa trebuie să înțelegem. Vorbim aici despre străbunii noștri care totuși au avut legile zalmoxiene, legile cele frumoase care vorbeau tot despre învățătură asemănătoare cu cea cristică, de-aia ne-a fost și ușor să asimilăm creștinismul. Dar hai să nu aruncăm la gunoi și să nu-i sacrificăm, exact cum spuneam și mai devreme, pe străbunii noștri, ci să-i apreciem. La Prislop zic eu că acolo, ca să se schimbe, oricum se trage o bordură în jurul mormântului părintelui Arsenie Boca, probabil vor să înalțe iar o chestie care să mai izoleze, să mai creeze un spațiu de protecție, cine știe cum. Ar fi bine, nu știu, aș fi curioasă cine este arhitectul acolo. Nu știu, hai că ai făcut ideea, de eu am crezut că inițial am zis că vor face scări.
Știi că era, se urca, știi foarte bine, pe rădăcini de copac și nu, când acolo, au făcut balustrada, aia au făcut paraclisul ăla de vară, exterior. Da, da, dar acum, nu știu, ori să se transforme lucrurile din nou. Important este că eu sper și mă rog să fie cineva luminat, cineva care să vină să reformeze și să reașeze lucrurile acolo la prislop, pentru că este din ce în ce mai multă lume indignată de atmosfera care este creată, de observațiile care le primești de la măicuțele alea, chiar în momentul în care tu te duci acolo cu toată durerea ta, cu sinceritatea ta. În momentul în care te reculești, vezi că te trage de mânecă, vezi că nu stai cu mâinile așa ca la noi. Deci am primit observația asta că stătea cineva așa, în loc să stea așa, nu, la noi așa se stă. Dom'le, fă un de-asta de fiecare asta se... mă duce cu gândul, este un preot, Părintele Calistrat, lângă Iași, apropo de Partidul Babelor, care apare peste tot, apar discipoli peste tot. Acolo, vezi că n-ai voie să calci acolo, vezi că nu ții mâinile nu știu cum. Fiecare bisericuță cu regilele ei. Exact, exact. Zice, domnilor, dar, băi, oameni buni, zice, ce faceți din credință? Și uite, vorba lui, păi ce ați ajuns fiecare, Partidul Babelor, asta este, că, cu ghilimele pus. Păi, dar ce faci? Vii și faci ordine în casa Domnului, că în casa Domnului este deschisă pentru toată lumea și sub toate formele. Adică încurajezi, accepti banii, că astea dau bine, da? Dar în schimb, partea de conduită, în 2000 de ani eu zic că totuși învățătura cristică a vorbit despre esență, nu despre manifestare, exact, la maniera asta sălbatică. Și bun, am înțeles. Și să nu uităm că așa se ruga pe vremea aia, nu așa. Da, asta este, și nu se leagă mâinile așa, pentru că se închid, nu, câmpurile, se închid energetice, câmpurile energetice. Și asta e așa, metodă de protecție. Iar exact, în momentul în care te rogi, nu te rogi ca să te închizi, ci să te deschizi. Să te deschizi, asta este un alt aspect. Și de aia se ține. Dar și preotul în altar, așa se roagă în momentele... El așa se roagă. Păi de ce? Nu v-ați întrebat niciodată? Păi tocmai, da, pentru că poate face că legătura să ne noi prea mult, cosmic. E, din păcate, astea sunt idei învechite și nu... Acolo ar trebui să vină un stare sau cineva care să ia decizia și să facă de varianta asta administrativă. Eu sper să se întâmple să vină cineva care să schimbe în bine locul acela. Că nu e o problemă cu amenajările. Perfect, ai vrut să nu mai fie noroi, ai schimbat asta pavajele originale ale părintelui cu piatra de râu adusă, ai pus alte pavaje. Dar s-au înălțat gărdulețe stânga-dreapta de te împiedici în ele, sârmă înghimpată și multe alte inscripții cu ce n-ai voie. Dar... Iarba aia era acolo pe vremea părintelui Arsenie Boca, să stai pe iarba aia când te duci să te reculegi. Nu mai ești, știi, lăsat. De ce? Pentru că în partea administrativă se află Saivanul Dacic. Saivanul Dacic, da, este un graj pe care părintele l-a făcut după modelul dacic, da? Este circular. Este extraordinar. Am avut ocazia când era liber să mă strecor, că nici atunci nu prea te lăsau, să mă strecor să văd și un interior cum arată într-adevăr clima, deși afară era foarte cald, înăuntru parcă ziceai că aia e aer condiționat, se crea o ventilație extraordinară. Asta apropo de ingineria și de capacitatea străbunilor noștri, știau cum să-și construiască clădirile. Părintele a fost un trăitor și a apreciat și a mai întâlnit, să știi, preoți, chiar mă bucur că mai există, preoți care acceptă și recunosc, domne, zona asta a fost cu altare dacice, aici au fost sacerdoții și pe urmă am venit noi călugării ortodoxi. Da, 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 da. Eu la fel mă duc la Densuș, la Părintele Traian, care știți foarte bine că templul e făcut într-un templu al lui Marte, biserica. Da, și toate coloanele sunt este luate din diverse temple. Este singurul care a supraviețuit martelării din perioada austro-ungară, când toate dovezile latinității, toate dovezile românismului, ortodoxiei, au fost pisate, efectiv, distruse. No. Acolo la fel, este un alt aer când intri înăuntru. Ai fost vreodată la Densuș? Da, am fost. E micuț, dar e altceva când intri înăuntru. Exact, și preotul de acolo este deosebit. Da, părintele e extraordinar, da. Și mă bucur că, uite, sunt oameni trăitori autentici. Avem sfinți, avem o învățătură cristică care te îndeamnă la iubire, la dragoste, la armonie, la a cunoaște, atenție, nu ți se oprește cunoașterea, ce a fost interpretat, acel crede și nu cerceta. Da, a fost interpretat și abusiv interpretat. Acum trăim momente extraordinare și exact cum ai spus tu, că inclusiv astrologic și astronomic
inclusiv asta se poate ne susține. Momentele pe care le trăim sunt cele care ne apropie deja de adevăr. Nu o să se mai poată ține foarte mult în frâu masele cu dogme și cu idei limitative. Pentru că se produce o răsturnare de forțe, deja se resimte, pentru că fiecare are tendința de a coborî în sine. Și-au dat seama că regăsirea acolo este, și atunci deschizându-te în tine, făcând pace cu tine, cum zic eu, coborând în lumea ta interioară, găsești fire căile pentru a te lega la lumea exterioară. Și atunci Iisus nu s-a sacrificat întâmplător. Exact, asta deci ar trebui să reținem cu toții. El a vrut să ne cunoaștem, să ne înțelegem, ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat după chipul și asemănarea sa, nu fizionomic, ci spiritual. Deci trebuie să acționăm în conformitate cu ceea ce ni s-a lăsat, cu ceea ce ni s-a dat, și ăsta este un dat și ar trebui să fim fericiți că ne-am născut cu treaba asta. Uite, ușor, ușor începem să ne aducem aminte cine suntem. Deja au devenit persoane din ce în ce mai multe preocupate de istoria neamului nostru, da? De istoria veche, antică, ținută cam supreș până acum. De ideea de zalmoxianism, pentru că Zalmoxe, regele, zeul Dac, el a fost unic. Dar a avut, ca orice, cum avem și sfinți și muși, el a avut ajutoare. Dar exact. El a fost cel care a instituit legile. DCN-ul nu întâmplător, se pare că totuși DCN-ul a fost un preot, într-adevăr, al lui Zalmoxe, dar care a ajuns la un moment după Burevista, după asasinarea lui Burevista, în 44 înainte de Hristos, pare se că a condus o perioadă de statul Dac. Da, a avut Dac, o perioadă de intermediară. Dar plus să nu uităm că și voievozii noștri întotdeauna au avut în perioadele, hai să zic, primele sute de ani ale creștinismului, chiar prima mie, și s-a ținut cont de sfatul spiritual. Spiritual, era să nu uităm pe Daniel Sicastru cu Ștefan, exact, cel Mare. Cu Ștefan, da, cel Mare, exact. Da. Să nu uităm că avem dovezi în acest sens, că de fiecare dată Mircea cel Bătrân a clădit, cozia este la sfatul lui Sfântului Nicodim, care i-a fost duhovnic, da? Sfântul Nicodim, deci avem, care a creat vodița, prislopul, tismana, a trecut și pe la ponoarele. Da, Valea Pisătorilor, care a fost foarte... Exact. El a lucrat și acolo, apropo de Lainici și de alte mănăstiri care apar în zonă. Și în plus să nu uităm că încă în Munții Apuseni, dar trebuie să cauți cu grijă, și sunt convinsă că și în partea aia dincolo de Rodna, când te duci, Pietricica, Rodna, eu zic că mai există temple, pentru că legendele spun, chiar am făcut un material pe tema asta pentru Univers Enciclopedic, unde Petru Rareș a ascuns Doamna și o serie de însemnări de natură voievodală, de decrete, cu tot ce a constituit avere, și un cutremur ar fi prăvălit la rugăciune, atenție, deci ce înseamnă puterea rugăciunii, la rugăciune a prăbușit stânca și a închis peștera respectivă. Și foarte mulți au avut surpriza să găsească pe mulți cu detectoare pe acolo, ceea ce nu mi se pare normal. Dacă este să ni se deschide, se va deschide pentru noi. Dacă nu, nu. Țara Loanei, de care vorbești, în Buzău, avem niște temple, zici că suntem veniți de pe altă planetă, farfurile zburătoare. Dar prea puțin se mai păstrează, au rămas în schimb cele din perioada creștinismului timpuriu, dar atenție, ca și formă de cioplire, este asemănătoare cu cea tehnica de la Șinca de Veche. La Șinca, da. Noi mai avem un complex care nu este lăsat spre vizitare la Basarab, lângă Murfa Clar. Da, da. Dar uite că bulgarii, și ne bucurăm că au ei o deschidere mai mare, mergem și noi, o să mergem chiar de în perioada cu Sfânta Maria în Dobrogea, mergem și pe la peștera Sfântului Casia, în cheile Dobrogei, dar trecem și la vecinii noștri bulgari și vedem un complex asemănător celui de la Basarab și Șinca Veche, fac parte cam din aceeași perioadă, unde au fost primii creștini, dar și înainte de creștinism au fost urme de locuire și inscripții vechi. Da, da, deci da. O să mergem și o să vedem acel complex rupestru. Dacă la Basarab nu se poate, asta e, mai ne ducem și la vecini. Dar, da, pentru că e similar și Sunt lucruri dovești, dar ce e important este informația vie, pentru că
chiar dacă mergi într-un loc istoric sau într-un vechi templu care ulterior că a fost transformat în biserică, că nu, asta e mai puțin important. Importantă este trăirea pe care o ai acolo, pentru că vibrația locului respectiv este cu totul deosebită. Avem trăitori și mă bucur că încă pe Valea Dâmboviței, în zona respectivă, încă mai sunt sihaști care trăiesc în taină și nederanjați de oameni. Și noi mai avem trăitori retrași în Moldova, sus în Bucovina avem. Exact, oameni avem care nu vor să fie cunoscuți, dar care se roagă acolo în taină pentru noi. Eu spun că în creștinism avem niște repere vii demne de urmat, dar hai să le luăm pe astea și să încercăm să ne debarasăm de toate ideile preconcepute și de toate, de toate aceste obiceiuri, că Dumnezeu nu se cumpără cu bilețel. Adică tu te duci și am remarcat, eu o perioadă foarte mare de timp am refuzat, cu taică aveam posibilitatea să fac pelerinaj. Am refuzat văzând însă și acest tip de comportament. Consideram că în primul rând aduc o denigrare locurilor astea, aducând oameni care încă n-au înțeles cam cum să se raporteze la locurile respective. E un tip așa, un automatism. Intri, coboară o pelerinul din autocar, fuga în biserică, pupă, dar la modul că eu am remarcat, am talentul de a sta și de a-i observa, știi? Și vezi așa o scenă în jurul tău, cum repede un semn al crucii aruncat pe, făcut așa la repezeală, pupăm toate icoanele, lăsăm acatistul, că asta este foarte important. Am avut într-una din deplasări o doamnă care mi-a zis că, deși noi obiectivul principal era mormântul părintelui Arsenie Boca, eram și oarecum în criză de timp, i-am zis, domnule, noi mergem cu grupul întâi acolo la mormânt și după ce avem timp, aveți un pic de timp liber în care vă puteți duce în biserică, faceți, vă rugați, lăsați acatiste și asta. Știi ce mi-a spus? Eu nu pot să trec dincolo de biserică până nu aprind o lumânare pentru mama și tata și până nu las acatistul. Și după ce las acatistul, eu pot să mă duc să mă reculeg la mormântul lui Arsenie Boca. Deci, vezi câte reguli ne tot creăm. Da, și regulile pleacă din mentalul nostru, din noi. Și știi ce uită omul? Că de fapt Iisus a spus, credința ta te-a vindecat. Exact. Nu neapărat gestul în sine, nu că a făcut ăla sau că a citit ăla, ci pentru că tu ai crezut cu putere că gestul tău, că în momentul ăla de deschidere al tău de comunicare cu Dumnezeu, Dumnezeu te va asculta. Deci ăla e momentul care a declanșat împlinirea dorinței. Nu că ai lăsat un bilețel băgat așa în scorbură de strici și locul cu bilețelul, știi? Sau cu banul. Chestia cu banul eu n-am. Pe cuvântul meu, dacă am înțeles-o și dacă pot să o înțeleg, ce reprezintă dacă arunc un ban într-o mănăstire pe jos, în apă, în... Da, sunt lucruri care Nu știu, chestia asta chiar vreau să o accept sau să o înțeleg. Deci, deși așa am capabilitatea, dar uite, nu vreau. O legendă care s-a transformat în altceva, în cine știe din ce a plecat și unde s-a încheiat. Că dați un ban pentru biserică, apropo, că au apărut. Este acea cutie a mile, care într-adevăr are rezonanță. Cutia asta a mile are o vechime de vreo 3000 de ani. Din protocreștinism, dinainte de a fi creștinismul, pentru că treceau oameni săraci prin diverse lăcașuri de cult. Dar și ăla, aia era menirea cutiei milei. Aia era menirea cutiei milei. Să dai, să împarți la săraci. Pe vremea ilustrului împușcat, într-adevăr, preoții nu aveau salarii, dar acum am înțeles că au salarii. Au deci, o parte de la parohie, o parte de la stat, da. Așa. Totuși, au un venit cât de cât. Eu n-am nimic împotrivă. Dați pentru consolidarea bisericii, asta este. Dar nu să vii să-mi impui să dau nu știu cât la sută din salariu ca să ridici... Asta încă nu e la noi, la alte culte, dar deocamdată e bine că oamenii au început să se trezească și în momentele astea importante ale creștinismului am discutat, mă bucur că am discutat și aspectul acesta, era un of al meu. Și consider că aveți curajul de a spune lucrurilor pe nume, renunțați la acest comportament ipocrit de a vă face că nu observați, învățați să știți când să luați atitudine cu blândețe, într-adevăr, fără a răni pe cel căruia îi adresați aprecierea respectivă, învățați să acționați cu înțelepciune, cu discernerea a informației și în același timp cu autentică trăire. Asta înseamnă credința adevărată, nu forma de manifestare.
un adevărat creștin știe acest lucru, mai ales acum că suntem în pragul, în Vinerea Mare a Paștelui. Și... Apropo, ce am uitat să spun, legătura cu astrologia, Paștele se stabilește în funcție de fazele lunii. De aia datele sunt diferite. Și nu este o dată fixă. Exact. Da. Îți mulțumesc pentru participare, Minerva. Pentru puțin, cu tot dragul. Mulțumesc pentru tăria de a afirma și atitudinea tranșantă pe care ai avut-o. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim o seară plăcută și să ne revedem cu bine, cu lumina în suflet, după înviere. La revedere! La revedere!